La început, Pippin și Merry fură uimiți mai ales de mulțimea formelor, a culorilor, a înălțimii și a lungimii brațelor și picioarelor lor, precum și de aceea a numărului degetelor de la picioare și de la mâini, de la 3 până la 9. Câțiva păreau neamuri cu arbore bărbos și semănau a fac sau a stejar. Dar mai erau și de alte feluri. Unii semănau cu castanienți cu pielea ca fenie, cu degetele de la mâini rășchirate și cu picioarele scurte. Alții aminteau de frasin, înalți, drepți, cenușii, cu multe degete la mâini și cu picioare lungi. Mai erau unii care semănau cu bradul, cei mai înalți dintre ei, cu mesteacănul, cu scorușul și cu teiul. Dar, când denții se strânseră cu toții în jurul lui arbore bărbos, înclinându-și ușor capetele, murmurând cu glasurile lor mulcome și melodioase, privindu-i lung și intens pe străinii din fața lor, hobiții își dădură seama că erau de același neam și aveau aceiași ochi cu toții nu la fel de bătrâni și de adânci ca ai lui arbore bărbos, însă aceeași față gânditoare, galeșă, dar hotărâtă, precum și aceeași sclipire verzuie. Îndată ce se strânseră cu toții într-un cerc larg, în jurul lui, arbore bărbos, începu un sfat ciudat și de neînțeles. Enții se porniră să murmure molcom, intrau pe rând în ton, până ajunseră să incanteze cu toții într-un ritm prelung, când suter, când coborător, când mai tare, când mai încet, în funcție de locul unde se aflau, ajungând chiar la adevărate tunete. Cu toate că la început nu putea să prindă niciun cuvânt și nici să înțeleagă ceva socotii că era înentă lui Pippin îi plăcu foarte mult sunetul acela, dar încet încet începu să se foiască. După mai multă vreme, și cântul nu dădea semne că s-ar termina, se trezi întrebându-se dacă or fi reușit să-și spună bună dimineața. Având în vedere faptul că enta era o limbă care nu se pripea niciodată, iar dacă arbore bărbos avea de gând să mai facă și apelul, atunci câte zile va dura doar să le incanteze tuturor numele? Cum s-o fi spunând da și nu nentă? Se întrebă el în gând, apoi căscă. Lui arbore bărbos nu-i scăpă acest lucru. Hei, Pippin, făcu el și toți ceilalți linți se opriră din cântat. Tare mai sunteți pripiți. Era să uit. Și, ai dreptate, e foarte plictisitor să asculți o limbă pe care nu o înțelegi. Am să vă las jos. V-am rostit numele în fața divanului ent, v-au privit și au văzut că nu sunteți orci. De asemenea, au încuvințat să mai fie scris un vers. N-am trecut încă mai departe, dar nu e o treabă care să dureze mult, pentru un divan ent. Tu cu Merry vă puteți plimba prin vâlcea, dacă vă place. E un puț cu apă bună, dacă vreți să vă înviorați nițel, colea, pe malul de la miază noapte. Mai avem câte ceva de spus, înainte să înceapă divanul cu adevărat. O să vin eu la voi, să vă zic cum stau lucrurile. Îi lăsă jos pe hobiți. Înainte să se depărteze, se plecară până ia pământ. Isprava asta a părut să-i veselească foarte mult pe enți, judecând după murmurul lor și după sclipirea care li se ivise în priviri. Dar își văzură iute mai departe de treabă. Merry și Pippin urcară pe drumeagul dinspre apus și se uitară printr-o spărtură din gardul viu. De la buza vâlcelei, porneau povârnișuri împădurite și dincolo de ele, mai sus de ultimul pâlc de brazi, se înălța, dalb și ascuțit, piscul unui munte măreț. În stânga lor, către miază zi, văzură pădurea prevălită în depărtări cenușii. Acolo, în zare, lucea ceva palid și verzui, iar Merry socotic ar fi o pâlpire a câmpilor din Rowan. Mă întreb unde o fi Isengardul, zise Pippin. Nu prea știu unde suntem, zise Merry. Dar piscul acela s-ar putea să fie Methedras, iar dacă mi-amintesc eu bine, inelul Isengardez se află într-un fel de furcă, un defileu de la capătul munților. Pe semne că undeva dincolo de crestele acelea înalte. Parcă se vede un fum sau o ceață acolo, în stânga piscului, ce zici? Cum arată Isengardul? Întrebă Pippin. Mă întreb ce le-ar putea face enții celor de acolo. Și eu mă întreb, zise Merry. Cred că Isengardul e ca un rotocol de stânci sau de dealuri, înăuntrul căruia se află un loc întins, iar în mijloc e o insulă sau un stâlp de piatră, numită Orthanc. Acolo are Saruman un turn. În zidul din jur există cel puțin o poartă pe unde trece un pârâu care vine din munți și străbate de fileul din Rowan. Nu-i văd pe enții atacând într-un astfel de loc. Însă eu am un simțământ ciudat în ceea ce-i privește. Într-un fel, nu-mi vine a crede că sunt așa de buni și nici, cum să-ți spun, așa înveselitori cum par. Ai zice că sunt mălcomi, ciudați și răbdători, aproape triști, și totuși, cred că ar putea fi stârniți. Iar dacă s-ar întâmpla una ca asta, eu unul nu mi-aș dori să fiu de partea adversă. Da, făcu Pippin. Știu la ce te referi. E precum imaginea unei vaci bătrâne care stă și rumegă agale, față de cea a unui taur la atac, iar schimbarea poate avea loc cât ai zice pește. Mă întreb dacă arbore bărbos o să-i poată stârni.
Sunt sigur că asta încearcă. Numai că nu le prea arde de așa ceva. Știi bine cum s-a mai pornit și el aseară, ca apoi să o lase mai moale. Hobiții se întoarseră. Glasurile enților se unduiau la fel, crescător și descrescător, în conclavul lor. Soarele se înălțase îndeajuns, ca să privească acum peste gardul viu, aurea vârfurile mestecenilor și îngălbenea cu o lumină rece porțiunea de miază noapte a vâlcelei. Acolo se zărea o fântâniță scânteietoare. Cei doi o porniră pe marginea vâlcelei mari, pe sub poalele arborilor cu frunze veșnic verzi, ce plăcut era să simți iar răcoarea ierbii la picioare și să te bucuri de ea, fără grabă și coborâra apoi spre șuvoiul de apă. Băură câte o dușcă rece, curată și pătrunzătoare, și se așezară pe un bolovan acoperit cu mușchi, să mângâie cu privirea petele lăsate de razele soarelui pe iarbă și umbrele norilor călători pe deasupra vâlcelei. Enții continuau să murmure. Părea că se aflau pe un tărâm foarte depărtat și straniu, dincolo de lume, cu totul altfel de ceea ce văzuseră până atunci. Îi năpădi deodată un dor sfâșietor să-și vadă și să-și audă prietenii, mai ales pe Frodo, pe Sam și pe Pasmare. Într-un târziu, glasurile enților încetară și, ridicându-și privirile, hobiții îl zăriră pe arbore bărbos venind spre ei, împreună cu unul dintre tovarășii săi. Hram, Ham, iată-mă, S, zise el. V-ați cam plictisit, nu-i așa? Moriți de nerăbdare. Dar mă tem că nu-i cazul să fiți atât de nerăbdători. Am terminat prima parte a întrunirii, însă mai trebuie să explic lucrurile și celor care locuiesc departe de Isengard, precum și celor pe la care n-am putut trece înainte de divanul acesta. De-abia după aceea vom hotărâ ce avem de făcut. Dar să știți că enții vor lua repede o hotărâre. Mai mult țin arătarea și deslușirea pricinilor asupra cărora trebuie să se lămurească. Totuși, de ce să vă mint, mai avem de stat ceva vreme pe aici. Cam 2 zile, după cât socot. Așa că v-am adus un tovarăș. Are un sălașențesc prin preajmă, îl cheamă Bregalad, pe limba noastră. Zice că s-a hotărât deja, așa că nu e nevoie să mai vină la divan. El se apropie cel mai mult de imaginea unui ent pripit, față de noi, ceilalți. Eu zic că o să vă înțelegeți bine. La revedere! Arbore bărbos se întoarse și plecă. Bregalad rămase nemișcat un timp, cercetându-i cu grijă pe cei doi hobiți. Iar ei îl priviră, curioși să vadă primele semne de pripeală. Era înalt și părea să facă parte dintre enții mai tineri. Avea brațele și picioarele acoperite cu o piele netedă și lucioasă, buzele roșcate și părul cenușiu verzui. Se putea apleca și se legăna ca un arbore mlădios în bătaia vântului. Într-un târziu, vorbi. Deși avea un glas adânc, era mai subțire și mai limpede decât al lui arbore bărbos. Prieteni, ce ar fi să facem o plimbare? Zise el. Mă numesc Bregalad, adică, pe limba voastră, Bârnăzor. Bineînțeles însă că nu-i decât o poreclă. Așa m-au botezat în clipa în care i-am răspuns da unui ent mai în vârstă, înainte ca el să-și fi terminat întrebarea. Pe lângă asta, beau repede și plec, în vreme ce alții nici n-apucă să-și umezească bărbile. Haideți cu mine! Își coborâ brațele vânjoase și le întinse câte un deget lung. Hoinăriră toată ziua împreună, cântând și veselindu-se, căci Bârnăzor râdea iți. Râdea când dădeau de câte un pârâiaș sau de un izvor, atunci se oprea, își bălăcea picioarele și își cufunda capul în apă. Uneori, râdea când auzea un zgomot sau o șoaptă prin copaci. De câte ori întâlneau câte un scoruș, se oprea o clipă cu brațele întinse și cânta, legănându-se. La căderea nopții, îi duse în lăcașul lui Ințesc, care nu era altceva decât un pietroi năpădit de mușchi, așezat pe o pajiște de sub un mal înverzit. De jur împrejur creșteau scoruși și, ca în orice sălașențesc, era și apă un pârâu care izvora susurând din mal. Vorbiră o vreme, în timp ce întunericul cuprindea pădura. Nu departe, se auzeau încă glasurile dinspre divanul ent, dar acum păreau mai adânci și mai neliniștite și, din când în când, câte unul se desprindea, printr-o idee mai înaltă și mai vioaie, iar celelalte încetau. Dar Bregalad era alături de ei și le vorbea șoptit, în propria lor limbă. Aflară astfel că aparținea neamului lui Piele Scoarță și că ținutul în care locuiseră fusese pustiit. Lucru care li se păru de ajuns hobiților ca să-și explice, pripeala, lui, mai ales în materie de orci. Erau puzdărie de scoruși la mine acasă, zise Bregalad încetişor și trist, scoruși ce prinseseră rădăcini cu mulți, mulți ani în urmă, pe când eu eram entmlădiță, în tihna lumii. Cel mai vechi fusese plantat de enți, ca să le fie pe plac în soațelor, dar ele se uitau zâmbind la arbuști și ziceau că știu un loc unde cresc flori mai dalbe și fructe mai coapte. Cu toate acestea, nu-i arbust din neamul trandafirului care se-mi pară atât de frumos ochilor mei. Iar pomișorii aceia au crescut mereu,
până când fiecare a devenit un umbrar verde, și bobițelelor roșii, în toamnă, erau un belșug, o mândrețe, o minunăție. Toate păsările se strângeau acolo. Îmi plac păsările, chiar și când pălăvrăgesc. Iar scorușii aveau atâtea de dăruit. Dar păsările s-au făcut urcioase, la un moment dat, și la come, le rupeau ramurile și le aruncau fructele, fără să le mănânce. Apoi au venit orcii cu securi și mi-au tăiat pomișorii din rădăcină. I-am strigat pe numele lor lungi, dar n-au foșnit, nu m-au auzit, nu mi-au răspuns, zăceau acolo, uciși. O, orofarne, la semista, carnimfrie. O, scoruș frumos, în părul tău ce mândră-i dalba floare. Te-am văzut întrecându-te cu ziua de vară în splendoare. Coajă de lumină, frunze diafane, glas de mângâiere și răcoare, cum îți purtai tu cununa roșaurie pe creștet, în zare. O, scorușule ucis, părul tău s-a ofilit, ca cenușa ții, coroana ta s-a împrăștiat, glasul ți s-a stins de-a pururea și o zi. O, orofarne, lasemista, carnimirie. Hobiții adormiră în susurul mângâios al cântării lui Bregalad, ce părea să jelească în multe limbi căderea arborilor pe care iubise. Rămaseră cu el și a doua zi, dar nu se mai depărtară de casă. Cea mai mare parte a timpului și o petrecură șezând tăcuți la adăpostul malului, căci vântul se răcise iar norii coborâseră și se mohorâseră, razele soarelui abia se zăreau și, în depărtare, se auzeau glasurile enților în divan urcând și coborând la fel, când mai tare și mai puternic, când mai încet și mai trist, când mai iute, când rar și solemn, ca o tânguire. Veni și a doua noapte, iar enții își continuau conclavul sub norii fugari, sub licărirea stelelor. Se arătă și ziua a treia, mohorâtă și bătută de vânt. La răsăritul soarelui, glasurile enților se înălțară zgomotos, apoi se potoliră iar. Târziu dimineața, vântul scăzu iar văzduhul se umplu de un simțământ de nădejde. Hobiții îl văzură pe Bregalad ascultând cu luarea minte, cu toate că acolo, jos, în văgăuna casei lui Înțești, zvonul dinspre divan abia de se auzea. Sosi și după amiaza, iar soarele scăpătat către munții de apus își trimitea săgețile lungi și aurii printre crăpăturile dintre nori. Deodată își dădură seama că era liniște peste tot, întreaga pădure aștepta în tăcere. Bineînțeles, glasurile enților încetaseră. Oare ce putea să însemne asta? Bregalad stătea țeapăn, drept în picioare, privind îndărăt, către râpa blestemată. Atunci se auziră un trosnet și un strigăt răsunător, rahum rah. Arborii se înfiorară și se plecară, de parcă ar fi fost izbiți de vijelie. O clipă se făcu liniște din nou, apoi începu un marș, ca niște bătăi solemne de tobă, iar dincolo de bubuielile acelea de trăsnete izvora, la unison, un cânt puternic și înălțător. Sosim, sosim în bubuitul tobelor, tara, bam, tara, bam, tara, bam, bam, bam. Veneau enții, cântul lor se înălța tot mai aproape, tot mai tare. Sosim, sosim cu buciume și tobe, tara, bam, bam, bam. Bregalad îi înșfacă pe hobiți și ieși în goană din casă. Nu peste multă vreme, văzură șirul mărșăluind către ei, enții săltau pe povârnișuri cu pași mari, apropiindu-se. În frunte se afla arbore bărbos, iar după el veneau vreo 50 de ortaci doi câte doi, ținând pasul și bătând ritmic din palme. Pe măsură ce se apropiau, li se zăreau licărirea și fulgerul din priviri. Ham, hm, am venit cu tăvălugul, am venit, până la urmă. Strigă arbore bărbos, văzându-l pe Bregalad cu hobiții. Veniți și voi cu divanul nostru. Gata, am pornit. Am pornit spre Isengard. Spre Isengard. Strigară enții. Spre Isengard. Spre Isengard. Chiar de-i ferecat cu porți de cremene și împrejmuit, chiar de Isengardul tare și puternic, rece ca piatra și pustiit, tot porni vom la război, să croim stânca, să fărâmăm poarta. Căci trânc și rama prin Suez au, cuptorul s-a încins războiul ne e soarta. Spre tărâm de întuneric cu tropot de pieire, cu bubuit de tobe venim, venim, spre Isengard cu moarte venim. Cu moartea venim, cu moartea venim. Astfel cântau, îndreptându-se spre miezăzii. Cu ochii strălucind, Bregalad o zbuc în rând, alături de arbore bărbos. Bătrânul lente și luă iar hobiții și îi puse pe umeri, și astfel mărșăluiră foloși în fruntea armoniei cântătoare, cu inimile tresăltând și frunțile înălțate. Deși se așteptaseră să se întâmple ceva până la urmă, fură uluiți de schimbarea din firea enților. Parcă apele îndelung stăvilite se revărsaseră brusc într-un potop înfricoșător. Enții s-au hotărât destul de repede, până la urmă, nu-i așa? Îndrăzni Pepin să rostească după o vreme, într-o pauză de cântec, când nu se mai auzeau decât tropăitul picioarelor și bătaia palmelor. Repede, zise arbore bărbos. Hum, da, într-adevăr. Mai iute decât mă așteptam. Pe legea mea, nu i-am văzut atât de stârniți de secole.
Nouă, enților, nu ne place să fim stârniți și nici nu ne-ar putea stârni cineva dacă nu ne-ar fi limpede că arborii și viețile noastre ne sunt în mare primejdie. Una ca asta nu s-a mai întâmplat în codru de pe vremea războaielor lui Sauron cu oamenii mării. Isprăvile, orcilor, distrugerea deșențată a arborilor, fără să aibă măcar pricina care avea nevoie de ei, să ațâțe focurile buf-buf, asta ne-a scos din pepeni, și trădarea unui vecin care s-ar fi cuvenit să ne sară în ajutor. Vrăjitorii ar trebui să știe mai bine, de fapt, chiar știu mai bine. Nu-i blestem îndeajuns de aspru nici în elfi, nici în entă și nici în limbile oamenilor pentru o astfel de trădare. Jos, Saruman! Chiar aveți de gând să sfărâmați porțile Isengardului? Întrebă Merry. Oho, păi știi bine că am putea. Pe semne că îți dai seama cât suntem de voinici. Ai auzit vreodată de căpcăuni? Sunt foarte puternici. Dar ei nu sunt decât ticluiri de ale dușmanului în Marele Întuneric, făcături de enți, așa cum orcii erau făcături de elfi. Însă noi suntem mai puternici decât căpcăunii. Suntem făcuți din oasele pământului. Crăpăm piatra precum rădăcinile arborilor, numai că o facem mai iute, mult mai iute, dacă ne punem mintea. De n-om fi ce opărțiți, distruși de flăcări sau dărâmați de ticluiri vrăjitorești, o să facem țândări Isengardul și o să-i prăbușim zidurile din temelii. Dar Saruman va încerca să vă oprească, nu-i așa? Da, așa e. N-am uitat de asta. Să știi că m-am frământat mult. Însă, vedeți voi, o mulțime dintre enții de aici sunt mai tineri cu multe vieți de arbori ca mine. Acum s-au înflăcărat toți și n-au decât un gând, să zdrobească Isengardul. Dar nu peste mult vor începe să cugete din nou, o să se mai domolească puțin, în clipa în care ne vom lua băutura de seară. Mamă, ce sete o să ne fie! Dar hai acum, cu cântec, înainte! Că drumul e lung și timp destul să chipzuim. Avem o treabă de făcut. O vreme, arbore bărbos continuă să mărșăluiască și să cânte împreună cu ceilalți. La un moment dat însă glasul ei se stinse într-un murmur, apoi nu i se mai auzi deloc. Pepin îi zări fruntea încruntată și noduroasă. Într-un târziu, arbore bărbos își ridică ochii și hobitul îi observă privirea tristă-tristă, dar nu nefericită. Răspândea o lumină, de parcă flăcăruia aceea verzuie se scufundase în puțurile adânci ale gândurilor sale. Bineînțeles, se prea poate, prieteni, zise el rar, se prea poate să ne îndreptăm spre propria pieire. Ultimul marș al enților. Dar și dacă am sta acasă cu mâinile în sân, mai curând sau mai târziu tot ar da năpasta peste noi. Gândul acesta ne bântuie de mult, de asta mărșăluim acum. N-am luat o hotărâre pripită. Acum, cel puțin, ultimul marș al enților merită o cântare. Of, suspină el, poate o să ajutăm alte neamuri înainte să ne prăpădim. Totuși mi-aș fi dorit să văd că se adeveresc cântecele despre însoațe. Oh, cât aș vrea să o mai văd odată pe Fimbrethil. Dar, știți, prieteni, cântecele sunt la fel ca pomice și poartă rodul doar la timpul și în felul lor, și, uneori, se usucă înainte de vreme. Enții își continuară drumul cu pași mari și sufletul împăcat. Coborâseră într-o limbă lungă de pământ, care se prăvălea în depărtare, spre miază zi, acum începură să tot urce către creasta de la apus. Pădurea se rărea și ajunseră la un pâlc de mesteceni, apoi pe niște povârnișuri pleșuve, unde nu creșteau decât câțiva pinii sfrijiți. Soarele scăpata dincolo de costișa din fața lor. Se lăsa în serarea fumurie. Pepin se uită îndărât. Crescuse oare numărul enților, sau ce s-o fi întâmplat? Acolo unde trebuiau să se întindă povârnișurile sterpe pe care le străbătuseră, i se păru că vede dumbrăvi întregi de arbori. Dar de arbori mișcători. Să se fi trezit copacii din Fangorn, iar acum pădurea pornise la război, mărșăluind peste colinii. Se frecă la ochi, întrebându-se dacă nu cumva somnul și umbrele îi jucau feste, dar umbrele acelea cenușii și mari se mișcau neostoit înainte. Se auzea un fâșuit, ca și cum ar fi trecut vântul printre crengi. Enții se îndreptau spre creastă și cântul încetă. Se lăsa noaptea și totul fu învăluit în tăcere. Nu se mai auzea nimic, afară de tremurul ușor al pământului sub picioarele enților, un fâșuit umbra unei șoapte ca un vârtej de frunze în cădere. Într-un târziu, ajunseră la pisc și privire în jos, în puțul acela întunecat, marea despicătură de la capătul munților, Neancurunir, valea lui Saruman. Noaptea se pogoară peste Isengard, roste arbore bărbos. Vei călărețul alb, mi-au înghețat oasele, zise Jim, scuturându-și brațele și tropăind din picioare. În sfârșit, se făcuse ziua. La ivirea zorilor, cei trei ciuguliră și ei începutură, apoi, pe măsură ce se lumina, se pregătiră să cerceteze din nou pământul, după niscaiva urme de ale hobiților. Și nu uitați de moșmeag, zise Gimli. Tare aș fi fericit dacă am vedea o urmă de cizmă. Și de ce ai fi așa fericit?
îl întrebă Legolas. Pentru că un moșneag care lasă urme s-ar putea să fie doar ce pare a fi, îi răspunse gnomul. Așa o fi, zise elful, dar nici măcar o cizmă grea n-a lăsat urme pe aici, pentru că iarba e înaltă și mlădioasă. Ăsta nu-i mare lucru pentru un pribeag, spuse Gimli. Ajunge și un fir de iarbă pleoștit, ca Aragorn să-și dea seama. Dar eu, unul, nu mă aștept să găsească vreo urmă. Ceea ce am văzut noaptea trecută n-a fost decât o fantomă răuvoitoare de-a lui Saruman. Sunt absolut sigur, chiar și la lumina zilei. Pe semne că privirile lui ne urmăresc și acum din Fangorn. Tot ce se poate, zise Aragorn, totuși nu sunt chiar așa sigur. Mă gândesc la cai. Ai zis, azi noapte, că s-or fi speriat. Eu însă nu cred. I-ai auzit, Legolas? Ți s-a părut cumva că erau înspăimântați? Nu, zise Legolas. I-am auzit foarte bine. Dacă n-ar fi fost întuneric și dacă nu eram așa înfricoșați, aș fi zis că păreau cuprinși, dintr-o dată, de o mare bucurie. Glăsuiau ca niște cai care își întâlniseră un prieten vechi. Așa mi s-a părut și mie, zise Aragorn. Dar nu pot dezlega misterul ăsta, decât dacă se întorc. Haideți! Se luminează repede, așa că e mai bine întâi să vedem și apoi să încercăm să dezlegăm mistere. Ar trebui să începem să cercetăm pământul cu atenție chiar de aici, de lângă tabăra noastră, apoi să o luăm pe povârnișurile dinspre pădure. Misiunea noastră este să-i găsim pe hobiți, fără legătură cu vizitatorul acela din noapte. Dacă, prin noroc, au reușit să scape, atunci nu puteau să se ascundă decât între arbori, altfel ar fi fost văzuți. În cazul în care nu găsim nimic de aici, până la poalele pădurii, atunci o să mai facem o ultimă cercetare a câmpului de bătălie și a cenușii. Dar slabe speranțe. Călăreții din Rowan și-au făcut treaba cum se cuvine. O vreme, cei trei bâșbâiră târându-se pe pământ. Arborele își întindea jalnic brațele pe deasupra lor, cu frunzele atârnând neputincioase și sunând în bătaia vântului rece dinspre răsărit. Încet, încet, Aragorn se depărta. Ajunse la cenușa focului de pază, aproape de malul râului, după care cercetă pământul înapoi, spre colina unde se dăduse bătălia. Brusc se opri și se aplecă mult, cufundându-și aproape obrazul în iarbă. Apoi îi strigă și pe ceilalți care veniră în fugă. Uite, în sfârșit, ceva nou! Exclamă Aragorn. Luă de jos o frunză ruptă și le-o arătă. Era mare, lividă, cu o nuanță aurie, care totuși începuse să ruginească. Iată o frunză de malorn din Lorien, și se văd niște firimituri și pe ea și în iarbă. Ia uitați-vă! Niște căpătâie de sfoară! Și iată și cuțitul cu care au fost tăiate, zise Gimli. Se ciuci și scoase dintr-un smoc de iarbă călcat de o talpă grea o lamă scurtă și crestată. Plăselele se aflau tot pe acolo. E o sculă orcească, zise el, ridicând-o vioi și uitându-se scârbit la mânerul sculptat în forma unui cap hâd, cu ochi sașii și gură pofticioasă. Na, că asta-i cimilitura cea mai grea din câte ne-au fost date, exclamă Legolas. Un ostatic legat care scapă atât de orci, cât și de călăreții din jurul lor. Apoi se oprește tot la loc deschis și taie legăturile cu un cuțit orcesc. Cum oare și de ce? Căci, dacă avea picioarele legate, cum a putut să meargă? Iar dacă avea brațele legate, cum de s-a putut folosi de cuțit? Și dacă n-avea nici mâinile, nici picioarele legate, de ce a mai tăiat sfoara? Colac peste pupăză, mulțumit de tot ce făcuse până atunci, s-a așezat și-a mâncat liniștit merindele. Chiar și fără frunza aceea de malorn, tot poți să-ți dai seama că-i vorba de un hobbit. După care pe semne că și-a preschimbat brațele în aripi și și-a luat zborul cântând prin copaci. Floarea la ureche să-l găsim. Numai să ne crească și nouă aripi. Cam multe vrăjitorii pe aici, zise Gimli. Moșneagul ăla ce voia? Ce ai de zis, Aragorn, despre tălmăcirea lui Legolas? Ne-ai mai putea lămuri cu ceva? Poate, cine știe, zise Aragorn, zâmbind. Mai sunt și alte semne pe aici, sub ochii noștri, și nu v-ați aplecat asuprale. Sunt de acord că ostaticul era hobbit și a avut fie mâinile, fie picioarele libere, înainte să ajungă în locul ăsta. Socot că-i vorba de mâini, pentru că, în felul ăsta, cimilitura se limpezește puțin, dar și pentru că, așa cum citesc eu semnele, până aici hobitul a fost cărat de un orc. La doi pași, s-a vărsat sânge-sânge de orc. De jur împrejur se văd urme adânci de potcoavei și semne cum că a fost târât un corp greu. Orcul a fost ucis de călăreți și mai târziu stârvul i-a fost aruncat în foc. Dar hobitul n-a fost văzut, nu se afla, la loc deschis, căci era noapte, iar el mai avea încă mantia elfească.
Era vlăguit și înfometat, așa că nu-i de mirare că și-a tăiat legăturile cu cuțitul vrăjmașului său doborât, apoi s-a odihnit și a mâncat puțin, înainte să se târască mai departe. Dar bine că a avut ceva lămbas prin buzunare, chiar dacă a fugit fără rănițe, pe semne că așa ar fi procedat orice hobbit. Vorbesc eu de un singur hobbit, dar socot și trag nădejde că atât Mary, cât și Pepin erau împreună. Totuși acest gând al meu nu e deloc lămurit. Și de ce presupui că unul dintre cei doi prieteni a avut mâinile libere? Întrebă Gimli. Nu știu cum s-a întâmplat, răspunse Aragorn. Și nici de cei căra orcul acela. În orice caz, nu ca să-i ajute să scape, de asta putem fi siguri. Ba mai mult, cred că încep să înțeleg un lucru care m-a frământat încă de la început. De ce, după pierirea lui Boromir, orcii s-au mulțumit să-i captureze pe Merry și pe Pippin? Nu s-au apucat nici să ne caute pe noi, ceilalți, nici să ne atace tabăra, ci s-au îndreptat cu toată viteza spre Isengard. Or fi crezut că au pus mâna pe purtătorul inelului și pe tovarășul lui credincios? Nu cred. Stăpânilor nu s-ar fi încumetat să le dea orcilor o asemenea poruncă fățișă, chiar dacă aceștia mai știau și ei câte ceva, n-ar fi vorbit așa, pe față, despre inel, căci orcii nu sunt slujitori de nădejde. Cred însă că li s-a poruncit să-i captureze vii pe hobiți, cu orice preț. Cineva a încercat să fugă cu ostaticii, înainte de bătălie. O trădare, pare să lucru absolut obișnuit la neamul ăsta. Vreun orc îndrăzneț și solid s-o fi încumetat să pună singur mâna pe răsplată, spre propria-i pieire. Iată, eu așa gândesc. Or fi născociri, dar ne putem vizui pe ceva, cel puțin unul dintre prietenii noștri a scăpat. E de datoria noastră să-l găsim și să-l ajutăm, înainte de a ne întoarce în Rowan. Nu trebuie să ne înspăimânte Fangornul, odată ce nevoia i-a condus și lui pașii prin beznă. Nu știu ce mă înspăimântă mai mult, Fangornul sau gândul că trebuie să refac, pe jos, drumul acela lung prin Rowan, zise Gimli. Atunci, hai să mergem în pădure, spuse Aragorn. Nu trecu multă vreme și Aragorn dădu peste noi semne. La un moment dat, găsi urme de pași lângă malul scăldătorii enților, erau, într-adevăr, de hobiți, dar prea șterse ca să afle ceva în plus. Apoi găsiră iar niște urme, la umbra unui arbore măreț, chiar la marginea pădurii. Pământul însă era sterp și uscat, așa că nici acestea nu le dezvăluiră mare lucru. Cel puțin un hobbit a stat o vreme aici și a privit îndărăt, apoi s-a întors în pădure, rosti Aragorn. Atunci trebuie să o pornim și noi într-acolo, zise Gimli. Dar nu-mi place deloc cum arată acest Fangorn și am fost preveniți. Mi-ar fi mai drag să mă duc să-i caut oriunde în altă parte. Nu cred că pădurea are simțăminte rele, orice s-ar spune, zise Legolas, care stătea sub streașina copacilor, a plecat, de parcă ar fi tras cu urechea, scrutând umbrele cu ochii larg deschiși. Nu, codrul nu e rău, mai bine zis, răul e altundeva, departe. Nu prind decât ecouri slabe din locurile înnegurate în care cresc arbori cu inima întunecată. Răutatea nu e aproape de noi, dar prevederea și mânia, da. Păi, n-ar avea niciun motiv să se mânie pe mine, zise Gimli. Doar nu i-am făcut niciun rău. Atunci, e foarte bine, spuse Legolas. Dar de suferit, a suferit. Se întâmplă sau e pe cale să se întâmple ceva acolo, înăuntru? Nu simți încordarea? Îmi îngreuiază suflarea. Simt că aerul e necăcios, zise gnomul. Codrul acesta e mai răsfirat decât codrul întunecat, dar e mucegăit și lălău. E bătrân, foarte bătrân, spuse elful. Atât de bătrân, încât aproape că mă simt iar tânăr, așa cum nu m-am mai simțit de pe vremea când hoinăream în copilărie cu voi. Bătrân și plin de amintiri. Cred că m-aș fi simțit fericit aici, dacă aș fi venit în vreme de pace. Nici nu mă îndoiesc, pufn Gimli. Doar ești un elf pădurean, cu toate că elfii, de orice soi ar fi, sunt un neam ciudat. Și totuși, mă simt la adăpost cu tine. Unde ești, acolo voi fi și eu. Dar să-ți ții arcul mereu la îndemână, cât și eu am securea la brâu, gata de luptă. Și asta nu ca să o asmut împotriva arborilor, adăugă el repede, trăgând cu ochiul spre copacul sub care stăteau. Nu vreau să-l întâlnesc nepregătit pe moșneagul acela, fără să am ceva la îndemână, asta-i tot. Hai să mergem. Acesta fiind zise, cei trei vânători se avântară în pădurea lui Fangorn. Legolas și Gimli se lăsară călăuziți de Aragorn. Acesta nu prea avea mare lucru de observat. Pământul era uscat și acoperit cu un strat gros de frunze, dar, bănuind că fugarii se ținuseră de firul apei, se întorcea mereu pe malul pârâului. Așa ajunseră la locul unde Merry și Pippin băuseră și își scăldaseră picioarele. Fu limpede pentru toată lumea că erau urmele a doi hobiți, unele mai mici, altele mai mari.
Iată o veste bună, zise Aragorn. Însă urmele sunt de acum 2 zile. Și, se pare, de aici hobiții s-au îndepărtat de pârâu. Și atunci, ce o să facem? Întrebă Gimli. Doar n-o să-i urmărim prin toate hățișurile din Fangorn. Nu prea avem merinde. Dacă nu-i găsim mai repede, n-o să le mai fim cu nimic de folos. Poate doar să stăm alături de ei și să le arătăm prietenie murind de foame împreună. Dacă e singurul lucru care ne-a rămas, atunci trebuie să-i facem și pe ăsta, zise Aragorn. Hai să mergem mai departe. Ajunseră până la urmă la capătul abrupt și prăpăstios al colinei lui Arbore Bărbos și își înălțară privirile spre peretele de stâncă, pe scările cioplite grosolan care duceau spre pragul înalt. Razele soarelui se căzneau să străpungă norii fugari, așa că pădurea nu mai era chiar atât de mohorâtă și de înspăimântătoare.